Hei, salutare și bine ați revenit! Astăzi e un moment special. Vreau să vă citesc răspunsul la o petiție, la ultima petiție pe care am înaintat-o Direcția Armei și Munții București cu privire la aceste arme de tipul HDR, HDS, HDP, alea. Revolverul ăla mișto, calibru 50, PCO 2, cred că le știți cu toții. Bun. Eu am mai trimis anterior o petiție la care nu am primit un răspuns satisfăcător, motiv pentru care am trimis-o și pe a doua. Și Direcția Armei și Muniții a manifestat o logică, cum să zic, fantastică, care m-a dat pe spate. Norocul meu că stăteam pe scaun în momentul în care am citit, că dacă nu, cred că mă lua cu leșin și mă adunam de pe jos. Bun, înainte de toate, vreau să vă citesc o următoarea chestie. Există în Cluj un magazin de airsoft numit Octagon Airsoft. Ați văzut, colaborez cu băieții și băieții comercializează, vând pe site-ul lor aceste replici. Și ce au făcut? Băieți inteligenți, de altfel, au trimis o petiție către Serviciul Armei și Munții al IPJ Cluj, în care îi întreabă despre legalitatea folosirii, deținerii, comercializării acestor tipuri de arme. Ce răspunde IPJ Cluj? Nu am întrebări, nu am petiția, am doar răspunsul. Vă dau citire, îl găsiți și dumneavoastră pe net, sau accesând în descriere. Bun, urmare, la solicitările dumneavoastră înregistrate la nivelul serviciului cu numărul așa, vă comunicăm următoarele. Categoria de arme care face obiectul cererilor dumneavoastră nu face parte din categoria armelor de foc și este asimilată armelor care fac parte din categoria E6 din legea 295 privind regimul armelor și al muniților republicată, respectiv dispozitiv paintball. Așa. Dispozitiv neletal cu mecanism pe bază de gaz sau mecanic care aruncă proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea, având destinația colecție, utilitară sau agrement. La aceste dispozitive pot fi folosite conform specificațiilor producătorului și proiectile din cauciuc refolosibile, însă conform legislației din România doar pentru antrenament și în spații delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spații special amenajate sau semnalizate, în astfel de condiții încât să nu pună în pericol integritatea corporală sau viața persoanelor, în paranteză sursa articolului 65 alineatul 4 din lege. Pentru acest tip de dispozitive nu este necesară deținerea unui permis de armă sau absolvirea unui curs de specialitate. Acestea pot fi procurate în România de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani. Și pot fi introduse în România fără restricții de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani cu respectarea condițiilor prevăzute de lege privind portul și folosirea acestora. Dispozitivele în cauză pot fi transportate de la domiciliu, reședința sau, după caz, locul de rezidență al deținătorului la locul unde urmează să se desfășoare activitățile pentru care sunt destinate, numai dacă acestea sunt ținute în husă, bagaj sau ambalaj, nu sunt încărcate și nu sunt încărcate cu muniție. Iar sursa articolul 65 alineatul 6. Posesorii acestora au obligația să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu, reședința sau, după caz, locul de rezidență, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate la acestea și să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală. Nerespectarea prevederilor, în fine. Vă asigurăm și pe viitor de întreaga noastră disponibilitate față de problemele pe care le ridicați cu privire la aspectele din competența serviciului ASP. Cu stimă, adjunct, șef inspectorat și șeful serviciului. Sunt șterse semnăturile. Iată care este opinia IPJ Cluj, Serviciul Armei și Muniții. Astea sunt de paintball. Bun, eu spuneam că sunt de airsoft. În concluzie, mai nou, sunt de părere că se încadrează la paintball sau la airsoft în funcție de proiectilele folosite. Și ce spune, ce părere are Direcția Armei și Munții București? Deci, până acum, sincer, la câte petiții, din petițiile anterioare pe care vi le-am trimis, asta ca o paranteză, am fost plăcut impresionat de răspunsuri. Cel care întocmea răspunsurile se vedea că le formula bine gândite, cu o logică juridică impecabilă. Ăsta este execrabil din punctul meu de vedere. Nu știu ce logică ați avut sau cel care l-a completat, l-a formulat, în fine. Sincer, îmi pare rău de hârtiuțele astea. Deci, trei col de hârtie irosite, sincer. Mai bine nu scrie, mai bine trimiteați pe mail răspunsul. Sincer. Deci, un copac suferă, a fost vătămat pentru un răspuns de 2 lei și o logică execrabilă.
Ok, întrucât răspunsul petiției anterioare nu a fost unul satisfăcător și a omis anumite chestii, inclusiv să-mi răspundă la prima petiție, a omis să-mi răspundă întrebări referitoare la părerea IPJ Clujului, de ce ăștia consideră așa și de aia ei se preconsideră altfel, nu mi-au răspuns, motiv pentru care am insistat. Bun. Și la întrebarea numărul 1. Legea română. Deci eu vă citesc acum ce întrebări le-am pus, ce aspecte le-am semnalat, punctate și răspunsurile lor. Deci asta le-am trimis eu lor. Legea română definește replicile de arme tip Airsoft fără a distinge tipul de proiectile nemetalice folosite, așa cum o faceți dumneavoastră în paranteză, BB, așa au scris ei la răspunsul anterior. Și cel mai important, nu distinge calibrul proiectilului nemetalic folosit. Dacă vă uitați în definiția replicilor de Airsoft din lege, o să vedeți că nu se face nicio mențiune privire la calibru. Așa cum faceți dumneavoastră din nou, prin mențiunea calibrului de 6 mm folosit în replicile de Airsoft pe site-ul umarex.com. Astfel, vă reamintesc că în conformitate cu principiile de drept statuate legea 24 pe 2000 privind normele tehnice legislative, dacă legea nu distinge, nici noi nu distingem. Este adevărat că majoritatea replicilor de Airsoft folosesc proiectile calibru 6 mm și mai toți ne-am obișnuit cu ele, dar în lumina definiției replicilor de Airsoft din legea 295, aceasta nu ne oferă un tipar de referință în privința dimensiunilor proiectilor folosite. Deci nu putem pune de la noi ceea ce n-a pus legea. Având în vedere aspectele semnalate, vă rog să-mi comunicați de ce ați făcut distinția între calibrele proiectilor de Airsoft atâta timp cât legea 295 nu o face. Ce răspunde de ASP? Mențiunea din petiția precedentă referitoare la calibrul proiectilor folosite pentru armele de tip Airsoft au fost punctate pentru a evidenția modalitatea în care producătorul Marex le clasifică diferit față de cele din categoria Defense Training Markers, la care sunt încadrate armele de tip HDR, HDS, HDP. Da, pe site-ul Marex, HDR-urile astea, HDS, HDP-urile, sunt încadrate acolo. Aceste aspecte nu au avut și nici nu au vreo relevanță în interpretarea și aplicarea dispozițiilor legii 295. Asta să-i spuneți unui copilaj de 2 ani de zile care, sau unui copil de grădiniță, mă, care chiar vă crede. Pe mine nu puteți să mă mințiți cu căcaturile astea. Cu toate acestea, dacă se dorește aplicarea principiului invocat de dumneavoastră, dacă legea nu distinge, nici noi nu distingem, trebuie avut în vedere faptul că legea 295 definește armele de tip Airsoft ca replici după arme și dispozitive militare reale la scară 1 la 1, ceea ce exclude tipurile de arme sus menționate. Probabil autorul a vrut să spună aici că replicile de Airsoft sunt replici după arme militare reale. Dar acum vă întreb pe voi, stimați lucrători de la DASP, care e diferența între un pistol? Hai, armele lungi, înțeleg. Armele lungi militare au selector de foc automat. Cele de uz civil au selector de foc cu foc, da? Semi-automat. Dar pistoalele, care e diferența între un pistol militar și un pistol civil? Cum vă dați voi seama că ăsta Smith & Wesson-ul meu, pe glonț, nu este pistol militar, ci e pistol civil? Cu destinat uzului civil. A? Care e diferența între un pistol? Care e diferența dacă eu mi-o carpați, al doilea pistol letal? Eu mi-o carpați la mâna a doua, că nu, nu n-am cum să-l iau. Ce anume face un pistol letal să fie militar și ce anume îl face să fie destinat uzului civil? Dacă vreți să mergem pe chestia, pe logica voastră. Că voi asta probabil, eu asta înțeleg că vreți să evidențiați. Replicile de Airsoft sunt replici pe arme și dispozitive militare reale. Păi ce, mă? Smith & Wesson, n-ați văzut replică de asta, HDR Training for Engagement, pe calibru 0.43, Smith & Wesson 2.0? N-ați văzut? Ia mai căutați. Există. N-ați văzut copie de asta, da? De HDR, HDS, HDP, calibru 0.43, mi se pare, calibru 43, Zigzaur P320? Mai căutați. Pardon, shotgun-ul meu? Nu există shotgun în realitate? Armă. A, nu e militară? Ia uzi. Păi dacă nu este replică după o armă militară, clar, e grav, e infracțiune, nu? Bă. Bun. Deci asta este logica lor. Ok. I-am întrebat de asemenea ce înțelegeți prin expresia confecționate special pentru a arunca proiectile din cauciuc.
și înțelegeți prin caracterul special în cazul de față. Bun. Ce răspuns îmi dau ei? Deci ăsta m-a dat pe spate. Norocul meu că stăteam pe scaun în momentul în care am desfăcut plicul și l-am citit. Prin arme, ce răspund ei? Prin arme confecționate special pentru a arunca proiectile din cauciuc. Deci mi s-au înroșit vârfurile urechilor. Da? Deci am o stare emoțională destul de ridicată, destul de puternică. Încerc să-mi controlez nervii. Mă enervez din ce în ce mai tare cu fiecare aliniat pe care îl citesc. Revin. Prin arme confecționate special pentru a arunca proiectile din cauciuc, vor fi avute în vedere toate armele ce sunt capabile să explozeze bile din cauciuc, indiferent de modul lor de propulsie, liniuță, prin acțiunea unui combustibil sau prin forța de expansiune a gazelor sub presiune. Să muriți voi, mă! Deci, dacă o armă e capabilă să arunce bilă din cauciuc, înseamnă că e confecționată special să arunce proiectile din cauciuc. Adică, pistolul meu cu glonț, Smith & Wesson MP9 mm, este capabil să arunce o bilă din cauciuc, da? Uite, așa arată o biluță din cauciuc de 9 mm. Vezi? E mică. Este exact pe diametru 9 mm. Și așa arată tubul cartuș din care a fost tras. Da? Asta e tras. Bun. Ea nu mai intră aici pentru că buzele tubului sunt orientate un pic către interior și nu pot să o introduc înapoi în cartuș, la fel de ușor pe cum introduc un glonț tras. Dar pot să fac următoarea chestie, să fac așa o verificare la rece, să văd dacă ar intra pe țeavă. Și ne aducem aminte că, cum am arătat într-un material anterior, un glonț tras sau un glonț pe care rezultatul în urma desertizării unui cartuș, dacă îl introducem pe țeavă, el nu va intra. De ce? Pentru că țeava în interior are acele ghinturi de care se freacă glonțul în momentul în care iese din tub, da? Circulă pe țeavă spre ieșire, dreptul. Și ați văzut pe cămașa glonțului apar acele urme de frecare, urmele lăsate de ghinturi, da? Și automat țeava, diametrul interior al țevii, diametrul realizat, să spunem așa, diametrul ghinturilor, da? Este mai mic decât diametrul total al țevii, diametrul interior. Da? Bun. Și dacă introducem biluța pe țeavă, observăm că ea intră cât de cât. Dacă o forțez, da? Ar intra în totalitate. Ea nu este perfect rotundă, este ușor cilindrică. Da? Și iată că a intrat. Deci pistolul meu cu glonț este capabil să arunce o bilă de cauciuc. Da? După logica voastră, înseamnă că el este confecționat special să arunce proiectile din cauciuc. Bă, treziți-vă! O armă de vânătoare cu țeava lisă, da? Aia folosește alică din plumb, respectiv proiectil unic, breneche. Dar este capabilă să arunce și proiectile alice din cauciuc, cum sunt astea, da? Care nu știți, sau care, dacă sunteți polițiști care mă urmăriți, întrebați-vă colegii de la SAS sau SIAS, de la mascați. Ei au muniție cu potențial letal. Cartușe în shotgun, în pușca aia de vânătoare, au cartușe cu biluța de cauciuc. Și întrebați-i pe ea. Da? E, arma aia poate trage, deci o armă de vânătoare este capabilă să arunce bile din cauciuc. După logica de ASP-ului, înseamnă că este confecționată special să arunce proiectile din cauciuc. Adică, capacitatea unei arme de a arunca bile din cauciuc, da, determină destinația armei. Bă, treziți-vă, mergeți la baie, dați-vă patru perechi de palme peste ochi, dați-vă cu apă rece pe ochi și treziți-vă la realitate. După ce să facem catalogarea destinațiilor armei? Da? După capacitatea de a arunca bile din cauciuc? Da? Și atunci o armă cu destinație militară, un Kalashnikov, dacă îi bag cartuși cu bilă de cauciuc, confecționez. Da? Și mi-l scuipă, înseamnă că ea este capabilă. Ea înseamnă că automat i-am schimbat destinația, nu? Nu mai este cu destinație militară. Este cu destinație autoapărare. Armă neletală. Da? Armă scurtă. A, bine că Kalashnikov, hai să spună, na. Că e armă lungă. Dar ia un CZ Scorpion. Da? Ce înseamnă armă scurtă? Armă care are fie lungime totală de 60 cm, fie lungimea totală a țevii este de 30 cm. Da? Și mi-au un MP5 sau mi-au un Uzi sau mi-au un CZ Scorpion, da? Care se încadrează. Mi-au un Bullpup, un Steyr Aug.
îi găsesc țeavă de 30 și lungimea lui totală nu mă interesează. Da? Prin absurd. Și bag muniție cu bilă de cauciuc. Asta înseamnă că el este confecționat să arunce gloanțe, să folosească muniție letală. Și bag muniție cu bilă de cauciuc. Dacă mi-o scoate, înseamnă că, având capacitatea de a arunca bile de cauciuc, i s-a schimbat destinația. Bă, ce aveți, mă? Treziți-vă, mă, la realitate. Oamenii apelează la voi. Oamenii au încredere în voi că vă reprezentați etalonul instituției, mă. Etalonul acestei direcții, acestui serviciu. Da? Deci, oamenii când vă scriu vouă, vă adresează vouă petiții, merg, vă adresează având încrederea că voi o să le oferiți răspunsurile pe care IPJ-urile nu le-au oferit, mă. Și voi răspundeți, dați o astfel de porcării de răspunsuri cu o logică execrabilă. Bă, niciun copil de 10 ani, mă, dacă îl întrebi, dai un exercițiu de logică, atât de simplu cum e asta, asta înseamnă că dacă o mașină, dacă un motor pe motorină, pe diesel, poate funcționa și cu un pic de benzină în amestecul, în rezervor, da? După logica voastră, înseamnă că el este confecționat special să funcționeze pe benzină. Bă, se sănătoși la cap. În referire la petiția adresată pe e-mail, un șef v-am informat de existența unui răspuns din partea IPJ Cluj, formulat către magazinul Octagon Airsoft din Cluj-Napoca, referitor la armele supuse dezbaterii, despre care nu ați făcut mențiune răspunsul adresat, răspunsul anterior. Da? Vă rog să-mi comunicați de ce există diferențe de interpretare a prevederilor legii 295 în aceste aspecte. Ce răspunde DASP? În ceea ce privește punctul de vedere emis de IPJ Cluj către societatea Octagon Airsoft din Cluj-Napoca, vă comunicăm faptul că nu am fost consultați cu privire la aceste aspecte, sens în care nici nu ne vom pronunța pe acest subiect. Normal, mă, că ei au dreptate și voi n-aveți. Vă deranjează adevărul, vă deranjează realitatea, că voi ați greșit și în loc să vă cereți scuze, bine, e o opinie personală, aveți dreptul constituțional să nu fiți de acord cu mine, dar voi ați greșit, da, și vă mențineți prostia pe care o ați emanat-o. Și de-aia nu, vă e rușine să recunoașteți. De ce? Domnule, ne pătăm imaginea, probabil. Nu vă pătați nicio imagine, din contră, vi-o creați, vi-o întăriți. Dar, domnule, suntem oameni, am greșit. Și eu n-am greșit, eu n-am făcut greșeli. Și eu greșesc, că sunt om. Dar recunosc. Domnule, stai un pic, am greșit, ia să vedem. Vine unul mai deștept decât mine și îmi spune, bă, vezi că acolo n-ai avut dreptate, mi s-a întâmplat. Ok, unde? Ia să vedem, unde am greșit? Păi acolo, ia să citim din lege. Da, mai dreptate. Hai să vedem cum îndreptăm greșeala. A greși e omenește. Și să te îndrepți, să recunoști greșeala, dai dovadă de coloană vertebrală. Da? În momentul în care îți menții prostia aberantă și tragi cu dinții în stânga și în dreapta, în speranța efemeră că tu vei ieși într-un final cu dreptatea în mână, nu mi se pare o dovadă de coloană vertebrală. Dar cine sunt eu să vă judec pe voi? Și continuă. În același context, vă învederăm faptul că recent armele supuse discuției au făcut obiectul unor expertize balistice efectuate la nivelul INC, Institutul Național de Criminalistică, din cadrul IGPR. Ocazie cu care s-a stabilit că, în contextul expulzării unor proiectile din cauciuc de o distanță mai mică sau egală cu 1 metru, în cazul unui impact direct cu ochiul, există potențial vătămător de crearea unor leziuni traumatice oculare cu penetrarea corneei și a globului ocular, ce poate cauza organismului viu un prejudiciu permanent și ireversibil, o infirmitate fizică ce constă în pierderea unui simț, organ sau încetarea funcționării acestuia. Leziuni similare pot fi cauzate și de armele scurte, pistol sau revolver, confecționate special pentru a arunca proiectile din cauciuc, arme cu potențial letal, prevăzute la categoria C, armele letale supuse autorizării, punctul 1. În situația în care, din punct de vedere juridic, se apreciază că acest tip de prejudiciu cauzat organismului viu constituie o rănire gravă a persoanei, în paranteză rănirea gravă fiind o caracteristică a potențialului letal, și având în vedere că armele în cauză sunt arme scurte concepute pentru autoapărare, de unde ați tras concluzia asta, nu știu, că scrie pe un Marex, fiind capabile să expuzeze proiectile din cauciuc, rezultă că acestea corespund armelor de autoapărare cu potențial letal supuse regimului autorizării. Deci să înțeleg că ne ștergem la fund cu definiția replicilor de airsoft și a replicilor de tip paintball. Păi bă, băieți, hai să vă explic eu o chestie. Cu replica de airsoft poți scoate ochiul unei persoane,
De ce credeți, mă, că la jocurile de airsoft se poartă ochelari? E obligatoriu să porți ochelari, că altfel nu te primesc aia să te joci. Pentru că ochiul este organul care este singurul organ care poate fi vătămat grav, mă. Pe locul 2 este dantura. Îți rupe dinții o bilă de aia. Da? Deci la un joc de airsoft, de aia porți, mă, ochelari. Pe asta ce înseamnă, mă? Luați și replicile de airsoft. Băgați-le la neletale supuse autorizării, că au potențial letal. Deci o replică de airsoft, o biluță de aia de 0,2 grame, care la gura țevii replicii de airsoft dezvoltă o viteză de, nu știu, 100 sau 120 de metri, 150 de metri pe secundă, de 0,2 grame, da? Are potențial letal dacă ți intră în ochi. Băgați-le, mă, și pe ele. Anulați definiția replicilor de airsoft. Băgați-le, hai să ne întoarcem la regimul de dinainte de 2011, sau când dracu au fost ele băgate în lege. Da? Hai să ne întoarcem atunci. Sunt arme cu aer comprimat, da, care pentru aruncarea proiectilului nemetalic folosesc puterea de expansiune a gazelor ținute într-o butelie, da, comprimate. Și o să le considerăm simplu că folosesc aer comprimat, gaz comprimat. Aerul este un gaz, da? Gaze comprimate, schimbăm acolo. Ce e rău? Hai să le facem. Și praștia. Dacă arunc în cineva, trag în cineva cu o praștie, folosindu-mă cu o praștie și iau o pietricică ascuțită de pe jos și i-am dat în ochi, pietricica aia scoate ochiul, mă. Și dacă i-a scos ochiul, asta înseamnă că devine armă neletală, da? Supusă autorizării, care trebuie să fie supusă autorizării. Păi asta e, mă, logica voastră. Asta e? Se pare că asta e. Atât vreți să vedeți. Deci nu vă interesează. N-ați făcut nicio mențiune despre modul de funcționare. Da? Absolut nicio referire. Atât. O chestiune asta, că bilele de cauciuc sunt expulzate de gaze. Atât, mă. Faptul că replicile de airsoft sunt... ați vrut să luați așa, să aruncați un pic de praf în ochi, că, domnule, replicile de airsoft sunt replici după arme militare reale. Adică ce vreți să spuneți? Că astea nu sunt reale. Nu există echivalentul lor real, nu? Un shotgun nu există, nu? Nu există arme de tip shotgun. Armă cu țeavă lisă, fără pat și cu țeava scurtată. Nu există, nu? Că o să spuneți, nu, domnule, că nu e militară. Repet, care e diferența între un pistol de uz militar și un pistol de uz civil? Smith & Wesson. Care e diferența între Beretta PX4 Storm de uz militar și Beretta PX4 Storm de uz civil, care se găsește în poligoane? Care e, mă, diferența? Ăla nu e automat. Da? Ca să o dați pe automat, să vă scoateți cu selectorul de foc automat. Beretta nu este. Pistol Beretta nu este automat. Ăsta, Beretta PX4 Storm. Care e, mă, diferența? Care e diferența între un Carpați, pe care îl aveți voi la muncă, da? Și un Carpați care se găsește la poligoane private de tragere. Da? Faptul că e în posesia unui polițist înseamnă că e armă, e pistol militar, și dacă se găsește în posesia unui poligon, înseamnă că este un pistol de uz civil. Ai, mă, ați inventat apa caldă, nu? Vă place să inventați lucruri deja existente. Fantastic. Bun, dragii mei, îmi cer scuze că m-am lăsat un pic implicat în situație. Vreau să revin asupra unei chestiuni, și anume asupra răspunsului pe care direcția ASP București mi l-a oferit, și anume cel referitor la definiția replicilor de tip airsoft. Legea spune așa, replici de arme tip airsoft, replici după arme și dispozitive militare reale la scară 1:1, cu mecanism electric, mecanic sau pe bază de gaz neiritant, construite pe principii asemănătoare armelor, care nu folosesc muniții, ci aruncă proiectile nemetalice. Deci iată, nu avem nicio referire la dimensiunea calibrului, nu avem nicio referire la substanța de construcție a proiectilului nemetalic, decât această caracteristică, nemetalic. Sau nu fi, orice care nu este metalic. Deci înseamnă că pot să am sticlă, înseamnă că pot să am ceramică, înseamnă că pot avea plastic, pot avea orice, da? Cauciuc. Deci cu alte cuvinte, DASP
în primul rând, vrea să scoată în evidență faptul că aceste HDR, HDS, HDP-uri, eu asta înțeleg, nu ar fi Airsoft pentru că nu sunt copii de pe niște arme militare reale. Că vezi, domnule, echivalentul lor în lumea armelor de foc nu ar exista. Păi, mai puneți mâna și mai căutați un pic pe internet. Eu am găsit. Și există replică de tip HD, HDS, HDP de-astea, pe calibru 43, copie de pe Smith & Wesson, ce v-am arătat, copie de pe Sigsauer P320, există. Da? Și repet, puteți să-mi spuneți diferență, puteți să-mi demonstrați care este diferența dintre un pistol militar, că așa spune aici, dacă vreți să ne luăm după ce ziceți voi, da? Doamne, replici după arme și dispozitive militare reale. Ok. Sigsauer P320 e real. Smith & Wesson 2.0 este real. Deci, care e diferența între un pistol Smith & Wesson 2.0 civil și Smith & Wesson 2.0 militar? Puteți să-mi spuneți care e diferența? Uitați-vă pe în anexă, pe acolo, la litera A, dar parcă nu bate poza cu mine asta, nu? Parcă nu merge, nu găsiți, parcă nu se găsește nimic pe acolo de care să vă legați, să vă gățați, să-i dăm răspunsul ăsta. Ei bine, bun. Voi continuați, ceea ce exclude tipurile de arme sus menționate. Păi nu le exclude, dragii mei. Folosesc, hai să luăm așa, pe definiție, nu mai după ce scris voi. Arme și dispozitive neletale. Sunt neletale? Sunt. Nu pot provoca moartea. Da? Și, păi acum Airsoft, ce vrei? Auzi, hai să vă zic ceva. Și un scuipat, dacă îi tragi unuia în ochi, îi poți penetra cornea. Da? O să spuneți, băi, ești absurd. Nu sunt deloc absurd. Dacă în scuipat ai o bucățică, ai un os, ai mâncat și ți-a rămas un os și l-ai scuipat pe unul în ochi, bucățica aia de os, dacă ea penetra cornea, i-a spart ochiul. Mai vede cu ochiul ăla? Nu. I-a încetat funcționarea unui organ pentru că ochiul este un organ. Da, i-a încetat. Putem considera scuipatul drept un proiectil cu potențial letal? Putem. Da? Pentru că așa a spus la un moment dat aici. Dau citire. Rănirea gravă fiind o caracteristică a potențialului letal. Da? Dacă îți bag un deget în ochi și scot ochiul, te-a rănit grav. Degetul meu devine o armă neletală spus autorizării. Și am 10. Numai la mâini. Mai am 10 și pe la picioare. Și pe alea pot să le folosesc să scot ochiul cuiva dacă îi aplic o lovitură în zona feței. Deci, înseamnă că îmi fund pușcăria, nu? E grav. N-am permis de armă pe degete. Văileu, ce mă fac? Deci, replici după arme și dispozitive militare reale. Putem considera că sunt. Da? Repet, Smith & Wesson 2.0 există ca pistol. Sigsauer P320 există ca pistol. Revolvere există ca pistoale. Deci, acum, modelul, nu. Spune replici după arme militare reale. Da? Deci, pistoalele, întrucât nu există diferențiere între un pistol civil și un pistol militar, pot fi considerate militare. Și legea spune arme, nu spune modelul sau, da, submodelul de armă. Spune arme. Pistolul este o armă, da. Revolverul este o armă, da. Drept urmare, inclusiv revolverul HDR este o copie. O putem considera o replică după o armă militară. Da, există care e diferența între un revolver civil și un revolver militar? Puteți să-mi spuneți? Revolverul militar are selector de foc automat. Are încărcător în mâner și nu în tambur, în butoiaș. Nu știu. Bun, continuăm. La scara 1:1, indubitabil, cu mecanism electric, mecanic sau pe bază de gaz neiritant. Acestea sunt pe bază de gaz neiritant, pentru că folosesc CO2-ul. Construite pe principii asemănătoare a armelor, adică darea focului, da, este identică, armarea este identică, demontarea parțială este identică, da? Construite pe principii asemănătoare armelor. Am spus, care nu folosesc muniții, folosesc proiectile. Deci biluța aia intră pe țeavă, este introdusă de regulă pe țeavă dacă vorbim de pistolașe, da?
Și este ținută în loc de ceva, de regulă o garnitură din cauciuc sau silicon, da? Guma de hopa, pentru cunoscători. Ce aruncă proiectile nemetalice, adică acele biluțe. Se încadrează perfect. A, că voi ați vrut să mergeți pe, bă, fraților, replicile de airsoft și astea pot scoate ochii, mă, și astea pot produce un prejudiciu, au potențial de rănire grav, mă, pe asta înseamnă că gata, trebuie să le băgăm pe neletale supuse autorizării. Hai să mergem la arme potențial letal. Armele și munițiile prevăzute în categoria C din anexă, prin a căror utilizare se poate cauza moartea sau rănirea gravă a persoanelor. Sunt asimilate acestei categorii și armele vechi. Se prezumă că arma poate avea potențial letal atunci când e folosită asupra unei persoane de la o distanță mai mică de 5 metri sau când se execută foc de armă asupra organelor vitale ale persoanei, în special spre zona capului. Deci în special spre zona capului, da? Deci, voi în răspuns aici mi-ați dat, domnule, ca urmare a testelor, nu știu ce, dacă scoate ochiul, este un prejudiciu, o rănire gravă. Rănirea gravă fiind, cum a spus voi aici, dacă trebuie să reține expresia asta, fiind o caracteristică a potențialului letal. Păi și replicile de airsoft, mă, băieți, au același chestii, da? Și spuneți voi mai departe că rezultatele sunt similare ca în cazul în care... Deci voi ați făcut niște expertize, teste balistice cu replicile astea HDR, HDS, HDP și ați constatat și în paralel ați făcut niște teste balistice cu arme cu potențial letal, adică pistoale cu bile de cauciuc, cu muniție, da? Care folosesc muniție cu potențial letal. Ei bine, și ați constatat voi că rezultatele sunt asemănătoare. Păi, bă, băiatule, hai să vă zic eu mă altă chestie. Dacă iei un Grand Power T-12, care este cotat cel mai puternic pistol cu bilă de cauciuc din lume, cel puțin atât, așa cunosc eu, da? Și tragi de la 5 metri unuia în căpățână, păi îl omori pe la mână, da? Nu în ochi, în cap, în os. S-ar putea să iasă bila pe partea ilaltă. Păi și tu compari Grand Power-ul cu HDR, HDS, HDP, mă, atât vă duce capul pe bune, cu ce pistoare ați făcut voi, mă, comparație? De ce nu menționați? A? Păi, aceste HDR, HDS, HDP-uri au proiectile începând de la calibru 43 până la 68, ce ați văzut la mine la shotgun. Da? Adică 68, 0,68 inch, adică 17,27 mm, ceva de genul. Calibru 50 înseamnă 12,7 mm. Da? Pe unde găsiți voi o bilă de aia? Și în primul rând, puterea de expansiune a gazelor sub presiunea CO2-ului este net inferioară puterii de expansiune a gazelor rezultate în urma arderii încărcăturii de azvârlire. Bă, băieți! Da? Deci nu putem compara, chiar dacă avem două proiectile, să spunem, de același calibru și aceeași greutate, aceleași caracteristici, aceeași formă, da? Păi una este să fie împinsă, chiar dacă are 16 J la gura țevii, sau dezvoltă o energie de 16 J la gura țevii, și alta este să fie împinsă, deci una este să fie împinsă de CO2, da? Și alta este să fie împinsă de gazele aia rezultate în urma arderii încărcăturii de azvârlire, bă! De ce nu menționați cu ce arme s-a făcut comparație? A spus cu cele mai slabe de la 9 mm, cu bilă de cauciuc, nu? Sau cum? Păi cu ce arme ați făcut comparație din rubrica asta? De ce nu menționați? Că nu vreți? De ce? Vreți să nu aflăm noi ceva? Păi din moment ce ascundeți, nu menționați. Eu asta înțeleg. Uite, o întrebare pertinentă. Cu ce arme s-a făcut testul? Adresați-le petiție online, dragii mei. Direcția Armei și Muniții București. Bombardații cu petiții online. Este dreptul vostru pe care puteți să vi-l exercitați. Scrieți-le petiții online. Bine, vă dați datele acolo ca și cum ați face o petiție scrisă. Da? Și ei trebuie să vă răspundă, sunt obligați. Și uite, puteți să, una din întrebările pe care puteți să li le adresați. Domnule, cu ce arme neletale au fost efectuate acele teste de care menționa dementul ăla în filmuleț? Este foarte simplu. Da? Deci iată logica direcției Arme și Munții București, dragii mei. Sper că explicațiile au fost îndestulătoare. Îmi pare rău pentru copacul care a avut de suferit în urma întocmirea acestui document, acestui răspuns. Măcar dacă era un răspuns bun, măcar dacă era un răspuns argumentat, logic, cu o gândire logică, o interpretare logică, gramaticală, corectă, juridic, nu. Voi v-ați luat, deci de ASP-ul s-a luat după rezultate, după efectul la țintă.
Păi să luăm și praștia. De ce l-ați făcut cu un elastic de la? Știți elasticele alea micuțe, subțiri, pătrățoase așa, da? Păi iau unul de la și la o distanță mai mică de un metru, că așa ați făcut testul, da? Îl pui la 10 cm sau la 5 cm de ochi cuiva. Îl tai elasticul, știi, rupi elasticul și ții de un capăt și tragi de capătul celălalt, știi? Și dai drumul să îl lovească pe ăla în ochi. Păi automat o să-i spargă ochiul, nu? Și își pierde ăla, își pierde vederea în ochiul respectiv. Asta ce înseamnă? Că elasticul va deveni armă neletală spus autorizării. Unde o încadrăm? Nu știu. Găsiți voi o variantă acolo, cu siguranță. Da? Dom'le, dacă îi leg o bilă de cauciuc și o trag așa, poate să o arunce? Da. Dacă montez pe o praște și trag cu bilă de cauciuc, putem considera că elasticul este capabil să arunce bile de cauciuc? După logica voastră, evident că este. Motiv pentru care o să vă încadrați la arme scurte, în paranteză, pistol sau revolver, da? Confecționate special să arunce bile din cauciuc. Și încă o dată, m-a uimit și m-a dezamăgit în același timp logica dumneavoastră. Deci, înțelegerea textului se pare că produce, este o adevărată încercare și o adevărată provocare, mai bine spus, pentru dumneavoastră. Motiv pentru care, repet, sunt profund dezamăgit de, nu de răspuns, că mi-ați mai dat răspunsuri și în alte ocazii am apreciat. Dar de data asta să știți că ați decăzut în ochii mei. Deci aveam pretenții de la dumneavoastră. Eu, în calitate de deținător de armă letală cu destinație apărare și pază, deținător de shotgun de la HDS-68, deținător de jucării de airsoft, deținător de arcuri cu săgeți, da? Aveam pretenții, dar din păcate m-ați dezamăgit. Motiv pentru care, nu știu ce să zic, dacă o să mai îndrăznesc, bine, eu vă scriu petițiile, vă adresez petițiile în mediul online, eu nu consum nicio hârtie. Pentru asta consum spațiu virtual, niște kilobiți, kilobytes, care sunt nemateriale. Dar haideți măcar pe viitor, poate nu mie, dar poate la viitoarele petiții pe care le înaintați, în care le răspundeți petiționarilor, haideți poate reușiți să dați niște răspunsuri formulate temeinic. Cele răspunsurile de dinainte, să știți că mi-au plăcut foarte mult. Acestea ultimele două îmi displac, sincer. Cu riscul de a vă supăra pe mine, aveți dreptul constituțional să nu fiți de acord cu mine, pentru că pentru asta au luptat ai noștri în 89. Eu am fost Brian Heather, dragii mei. Iată, acesta a fost răspunsul petiției mele adresat de către, dat de către DASP București. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și până data viitoare, sper, dacă mai sunt oameni care au avut probleme cu aceste HDR, HDS-uri, sper să vă ajute. Doamne ajută!